veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat în numele Domnului și prin ajutorul Lui continuăm studiul nostru de anatomie spirituală, oprindu-ne în dreptul mâinilor. Și ele, ca și celelalte organe ale omului, pot fi folosite de Domnul sau pot fi puse în slujba păcatului. Iată ce zice Apostolul Pavel referitor la funcționarea ființei noastre în Romani, capitolul 6, citesc doar versetul 19. După cum odinioară v-ați făcut mădurarele voastre robe ale necurăției și fără de lege, când trupul slujea păcatului, când era rob, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădurarele voastre robe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Un om sfânt trebuie neapărat să aibă și mâini sfinte, să fie sfânt în întregime. Mâinile folosesc în prim plan pentru munci fizice, dar ele pot să aibă și alte întrebuințări. Omul se slujește de mâini pentru mai multe funcțiuni și parcă încercând să le cuprindă pe toate, zice Solomon în Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Că, evident, mâna nu face de la sine doar. Ea este sprijinită de întreg trupul. Și dacă nu hrănim stomacul, nu mai există forță în mâinile noastre. Dar luată așa ca și un segment dintr-un întreg, vrem să privim la mână, sau mai exact la cele două mâini. Observând, ca și în dreptul celorlalte organe, funcțiile ei, ceea ce se poate face, felul în care ne slujim de mâini. Și la acest capitol vom privi mai întâi în partea negativă a stărilor. Ce se pot face cu mâinile în plan păcătos sau păcatele mâinii? Că de aceea Domnul Iisus spunea un cuvânt poate mai greu de înțeles și rostit de Domnul în dreptul mai multor organe. Citesc din Marcu 9:43. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, deci diavolul se slujește de mâinile noastre ca să comitem sau să omitem în a face anumite lucruri. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge. Voi aminti 10 situații în care mâinile pot să slujească, 4 în sens negativ, 6 în sens pozitiv, începând cu cele mai grave situații. Unii oameni au mâini ucigașe, sunt criminali și se slujesc de mâinile lor ca să ia viața asemenilor lor. De aceea Dumnezeu a zis încă de la început, citesc din cartea Genesa, capitolul 9, când imediat după potop Dumnezeu a vorbit lui Noe și familiei lui, versetele 4 și 5. Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați. Căci voi cere înapoi sângele vieții voastre, voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Pentru că mâna este cea care, de regulă, se face vinovată în mod direct atunci când un om se ridică împotriva vieții aproapelui său. Iată un caz de ispită în aceeași carte, Genesa, capitolul 37, unde fiii lui Iacov au fost ispitiți să pună mâna pe fratele lor și să-l ucidă. Dar în versetul 22, Ruben ne-a zis să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el. Citeți vreo două versete, Exod 21:18-20. Dacă se vor certa doi oameni și unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul fără să-i pricinească moarte, dar silindu-se să stea la pat. Este o situație. Iar în 21, dacă un om va lovi cu bățul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, și robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit. Deși asemenea stări nu sunt cotidiene, cel puțin în civilizația noastră și în locurile acestea, istoria omenirii este plină de crime, de mâini încărcate cu sângele fraților, a concetățenilor. Nu uitați că primii doi băieți, Cain și Abel, unul dintre ei a sfârșit prin a fi ucis de celălalt. S-ar putea unii să fie ispitiți și Dumnezeu să intervină să stopeze această stare. Așa s-a întâmplat cu David când era pornit în supărarea lui să-l ucidă pe Nabal și pe cei de parte bărbătească din casa lui. Dar Abigail a ieșit înainte. I-a oprit mâna să nu verse sânge. 1 Samuel 25:33. O a doua situație, mâini asupritoare. Oameni care folosesc forța să constrângă pe aproapele lor, să-l lovească, sub diferite dorințe, diverse motivații. Iată câteva situații. Genesa 21 cu versetul 25.
Aici întâlnim pe filisteni care în mod abuziv, prin forță, și atunci nu existau legi cât în vremea noastră și structuri administrative ca oamenii să fie trași la răspundere atât de mult ca astăzi. Scrie aici, robii lui Abimelec pusese rămâna cu Sila pe o fântână de apă. Era o sursă de venit. Ceva asemănător. E adevărat, la o învergură mai mare astăzi se bat oamenii pentru sursele de petrol, aproximativ aceeași zonă. Dar, zice profetul Mica în cartea sa, în capitolul 2, versetul 2, că oamenii ajung să folosească forța pentru obținerea unor bunuri, unor posesiuni economice, datorită poftelor lor. Dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele. Dacă doresc casele, răpesc, asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. Deci, fie că recur cu forța directă asupra vieții, asupra părții fizice a unui om, sau asupra bunurilor lui. Însă sunt și oameni care rezistă acestor ispite. Să ne amintim de David, care în cartea 1 Samuel, capitolul 24, în timp ce avea pe socrul său care îi făcuse rău și ar fi avut posibilitatea să se răzbune și a fost provocat să o facă, el a zis în versetul 10, vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi mâinile mele în peșteră. Să vadă Dumnezeu ce va face cu aproapele lui. Te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Nici măcar nu l-a lovit, i-a tăiat doar un colț din pulpana hainei și chiar și pentru aceasta inima lui a fost sensibilizată, aș spune, l-a mustrat conștiința. Poate în dreptul bărbaților sunt ispitii de genul acesta, care sunt mai tari, mai robuști, poate a tinerilor să-i spună altuia, te lovesc, mâinile nu sunt pentru asta. O treia situație, mâini lacome, care fură. În cartea de Deuteronom, capitolul 13, exista o reglementare în lege menționată în versetul 17, unde oamenii erau îndemnați să nu ia, statisticile dovedesc că pe lângă hoții propriu zis, există foarte mulți oameni prinși de cleptomanie, de slăbiciunea de a li se lipi câte ceva de mână, de a lua câte ceva cu ei, cum se spune. Ca Domnul să se întoarcă din uția mâniei lui, să se îndure de tine și să te ierte. Și tot din perioada Vechiului Testament, vă dau un caz din multele care pot să fie, care mi s-a părut mai special, evident în sens negativ, Judecător, capitolul 17, versetele 1 și 2. Aici e descris un om din muntele lui Efraim pe nume Mica. El a furat de acasă, de la mama lui, așa cum mărturisește el mai târziu, cei 1100 de sicli de argint care ți s-au luat pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele. Eu îl luasem. Sau avem un Gehazi mai târziu, care nu s-a putut răbda și a cerut lui Naaman din darul adus. Acesta a pus niște robi să îl ducă până aproape și apoi scrie acolo că el le-a luat din mâinile lor. O tranzacție între mâini care l-au făcut vinovat încât a venit lepra peste tot trupul. Și pentru ca să putem fi biruitori în fața acestor ispite, vă citesc ce scrie în Efeseni. Cine fura să nu mai fure și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui, să schimbe radical funcțiunea mâinilor și încă să o facă lucrând la ceva bun, ca pe lângă aprovizionarea familiei lui, să aibă să dea celui lipsit. Ce schimbare poate să producă Evanghelia dintr-un hoț să devină un om harnic și darnic. Că de regulă hoții nici nu muncesc și ei iau. Ce schimbare profundă. În orice poziție ar fi cineva, nu neapărat într-o stare de hoție, poate să fie lacom. Poate să-și dorească, printr-o judecată nedreaptă, bunurile altuia. Să râvnească într-un fel sau altul. De aceea, tot pentru a ne lupta și în privința aceasta, unde sunt situații de ispită, vă citesc și ceea ce scrie în cartea profetului Isaia, capitolul 33, unde am mai găsit noi versete legate de ochi, de urechi, de data aceasta despre mâini. Versetul 15. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce își trage mâinile înapoi, ca să nu primească mit. Deci aici avem o situație, nu să-ți întinzi mâinile, să furi, să faci tu un rău, să te provoace cineva, stare în care se cere să îți tragi mâinile înapoi. Și să putem să spunem peste ani, cum a zis Samuel la bătrânețe, cui am luat ceva? Să spună și cu mâinile astea dacă le-am luat, cu mâinile astea le dau înapoi. Așa cum a zis Zacheu în situația lui. Și o ultimă situație negativă, avem mâini, dar mâinile nu sunt făcute să stea încrucișate decât atunci când închidem ochii. Iată ce scrie înțeleptul în cartea Proverbele și apoi în cartea Eclesiastul, mai întâi Proverbe 26 cu 15. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Asta nu pentru că ar suferi în vreun fel, și datorită slabei tensiuni din interiorul ființei lui, a unei slăbiciuni generale de ispită, de lene. Și tot din cuvintele înțeleptului, Eclesiastul, capitolul 10,
versetul 18. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda. Și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Oameni care nu își pot folosi mâinile, care nu vor să muncească, căci comoara de preț a unui om este muncă. De aceea zicea Apostolul Pavel în a doua Tesaloniceni, cine nu vrea să lucreze, deci nu cine nu poate, că este bolnav sau momentan este o situație critică din punct de vedere economic, cine nu vrea, deci cine este leneș, nici să nu mănânce. Că pe un astfel de om numai foamea l-ar putea provoca să muncească. De aceea este bine să fie lăsat să-l convingă propriul lui stomac. Poate înțelege mai ușor. În nădejdea că mâinile noastre nu vor fi prinse în niciuna din aceste stări păcătoase. Sperăm că nimeni nu gândește să comite vreo crimă. De-a Domnul nici să nu urâm. Sperăm că nimeni nu și-a pus în plan să lovească pe cineva sau să îl fure. Iată 6 funcțiuni binecuvântate ale mâinilor. Prima situație, pentru rugăciune, în condiții de curăție. Cea mai solemnă poziție în rugăciune este una cu mâinile ridicate. Este un simbol al sensului, al direcției. Noi ne rugăm lui Dumnezeu și El este în cer, este deasupra noastră. Dar mâinile trebuie să fie curate. Evident, nu e vorba de spălarea fizică, dar fiindcă noi vorbim de niște mâini ridicate fizic și în acel moment ne rugăm, Dumnezeu să uite la întreaga noastră viață. Citim câteva versete din Psalmi. Psalmul 24, versetul 4. Un răspuns pentru cine are dreptul să se suie la Domnul. Noi deodată ne suim în rugăciune. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. 26:6. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne. Și 28:2. Ascultă glasul rugăciunilor mele când stric către tine și când îmi ridic mâinile spre locașul tău cel sfânt. Iată poziția lui David în rugăciune. Amintiți-vă că Solomon, în momentul inaugurării templului, a stat în genunchi cu mâinile ridicate. Așa făcea și tatăl său. Să o facem și noi și să fim cu inima curată înaintea Domnului. Așa zice Apostolul Pavel în 1 Timotei 2:8, vreau dar ca bărbații, care sunt mai robuști, să stea cu mâinile ridicate. Și chiar în mod fizic, uneori, este indicat să stăm cu mâinile înălțate spre Domnul. Și când le ridicăm, să putem spune ca și Avram, care a zis în Genesa 14, în fața împăratului Sodomei și a Gomorii, ridic mâinile spre Dumnezeu Creatorul, că nu-mi trebuie nimic din ce este al tău. O mână care n-are nici sânge, nici lucrurile altuia, nici n-a stat în sân câtă vreme trebuia să țină o unealtă de lucru în mână, poate fi ridicată la rugăciune. Cine nu se face vinovat de stările precizate înainte, poate să ridice mâna spre Domnul și să ceară ajutor. Domnul să ne-l dea la vreme de necaz. O a doua stare, mâini muncitoare în diferite domenii. Să știți că este o stare plăcută înaintea Domnului, ca fiecare, bărbat, femeie sau copil, oricine poate, să muncească, ceea ce este potrivit cu pregătirea sa profesională, cu nevoia din gospodărie. Citim câteva situații. Mai întâi Deuteronom, capitolul 28, versetul 8. Acesta este cursul general al binecuvântării. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Vei fi binecuvântat dacă îți vei pune mâna pe ceva. Așa binecuvântează Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Cartea a doua Cronicilor, capitolul 26. Aici întâlnim un împărat din spița davidică, mesianică, Ozia, despre care scrie în versetele 9 și 10 astfel. Ozia a zidit turnul la Ierusalim pe poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghiu și le-a întărit. A zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni pentru că avea multe turme în văi și în câmpie și plugar și vieri în munți și la Carmel. Și se dă o explicație, căci îi plăcea lucrarea pământului. Amintiți de cineva care venind din afară, sub recomandarea cuiva, s-a dus la o familie să le dea niște bani. Și a inspectat puțin casa, a ieșit în grădină și a întrebat, văzând câțiva are acolo nelucrați, buruieni, da, grădina nu e a dumneavoastră? Ba da, frate, dar nu se merită, că nu iese prea mult din ea. S-a întărătat și nici din buzunarele lui n-au ieșit niciun ban. Sunt țări mult mai sărace ca noi și lucrează pământul. Sau oameni care n-au condiții atât de bune și alții care ar putea să muncească, poate nu o fac. Unii nu sunt chemați să lucreze pământul, au alte meserii. De exemplu, în vremea lui Solomon au fost niște meșteri foarte pricepuți, născociri, lucrări, naramă, invenții. Amintiți-vă de ceea ce scrie în Proverbe 31 despre femeia harnică, iscusită, care pune mâna pe furcă, știa ce să facă. Spune Scriptura în Psalmul 104 și vreau să citesc acest verset, versetul 23. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Evident, ei lucrau în agricultură și era normal în timpul sezonului să stea până seara. Astăzi stăm, potrivit cu câte ore,
avem de muncă. Este, repet, ceva plăcut, ceea ce place lui Dumnezeu, să vadă pe un om muncind, că Dumnezeu și până n-a cădea un păcat, l-a pus pe Adam să lucreze. O a treia situație, mâini darnice pentru Domnul, lucrarea lui și săraci. Spune Scriptura prin Pavel că este o plăcere să dai. Este un ansels al mâinilor. Iată ce scrie în cartea Deuteronom, capitolul 16, unde Domnul a vorbit evreilor, așa cum citim de la versetul 16. De trei ori pe an toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care o va da Domnul, Dumnezeul tău. Observați lanțul, Dumnezeu zice, pune mâna pe ceva și eu te voi binecuvânta. Și apoi, din ceea ce te-am binecuvântat, adu la casa Domnului. Și tot din Deuteronom citesc de la versetul 26, unde avem o procedură, așa cum scrie de la versetul 4, referitor la cele din tâi roade. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înainte altarului Domnului Dumnezeului tău, apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ce să zici când aduci un dar Domnului? Tatăl meu era un arameu pribeac, gata să piară. Că amintiți-vă, Iacov s-a coborât în Egipt atunci când erau să piară de foame. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Egiptenii ne-au chinuit și iar au muncit și nu s-au putut bucura de rodul muncilor. Noi am strigat către Domnul, El ne-a izbăvit, ne-a scos din Egipt. Și acum de la versetul 9, El ne-a dus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țară în care curge lapte și miere. Acum iată, aduc cele din tâi roade din rodurile pământului pe care mi le-ai dat Tu, Doamne, să le pui înaintea Domnului Dumnezeului Tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului Tău, apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău ție și casei tale. E ceva plăcut înaintea Domnului. Și astfel de mâini, sau cine procedează așa, nu va fi păgubit. Dau doar dovada din Proverbe 11, unde scrie în versetul 24, unul care dă cu mână largă, căruia îi se deschid degetele și vede în câte direcții trebuie să se ducă din câștigul lui, din munca lui, ajunge mai bogat. Dar altul care economisește prea mult, nu face decât să sărăcească. Haideți să ne amintim așadar cât de darnică este mâna noastră. Cum se întinde spre altul? Poate cu un ban, sau dacă n-are cineva un ban, poate să ajute pe altcineva. Să slujească tot cu mâinile, muncind pentru casa Domnului, pentru lucrarea Lui. Dar despre lucrarea Domnului în mod special, amintim acum în al patrulea rând, mâini active în lucrarea Domnului. Aici vreau să cuprindem atât ajutorul de ordin material, când cineva muncește, de exemplu, pentru construcția unui locaș de închinare, atât alte activități, de exemplu, să cânte la diferite instrumente. Ar putea un om fără mâini să cânte? Eventual să sufle cu buzele, pe baza unui suport. Dar aproape la toate instrumentele, să nu fiu exclusivist, se cântă folosind mâinile. Apoi, de mâini ne folosim ca să scriem. Amintiți-vă că însuși Dumnezeu a scris cu mâna Lui. Gândiți-vă la mulți care au scris din cărțile sfinte sau câtă literatură s-a dăruit într-o parte și alta de-a lungul secolelor. Dar să citim și câteva referințe biblice. Mai întâi, cartea Ezra, capitolul 5. În vremea lui Ezra, deși evreii erau întorși din Babilon, ei trăiau încă într-o sărăcie spirituală și națională. Și scrie aici că ei s-au pus să muncească. Este dat chiar un moment anterior lui Ezra, vremea lui Zorobabel, versetul 8. Să știe împăratul că ne-am dus în ținuturile lui Iuda, la casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereți se pune lemn. Lucru merge repede și izbutește în mâinile lor. Amintiți-vă că n-au mai avut condițiile lui Solomon. Să aduci materiale din import, să ai grâu din plin doar să-l dai în schimb și la templul Domnului să nu se audă niciun ciocan. Acum au făcut o biserică niște oameni săraci și totuși lucrul a sporit în mâinile lor. Tot despre Ezra citim la capitolul 7, versetul 14, unde este scris despre el, tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfeșnici al lui să cercetezi Iuda și Ierusalim după legea Dumnezeului tău, care este în mâinile tale și din mâinile lui s-a silit să ajungă în mintea multor oameni. Mi-amintesc aici de acel englez care a tradus Biblia și care spunea la o întâlnire cu mai mulți profesori a școlilor superioare de atunci, aș vrea, zicea el, să pot pune Biblia în mâna oricărui englez. Astfel ei vor putea să-L cunoască pe Dumnezeu. Mulți au muncit, au trudit într-un fel sau altul, cu mâinile lor
pentru lucrarea sfântă, pentru templul Domnului, atât în plan fizic, cât pentru templul Domnului în plan spiritual. Referitor la cântare, haideți să ne amintim de David, căruia Domnul i-a deprins mâinile nu doar pe armele de război, i-a deprins mâinile ca să fie un cântăreț iscusit și când mâna lui atingea coardele instrumentului Duhului Dumnezeu, venea și duhurile rele erau alungate. Să ne amintim de Apostolul Pavel, care nu știm din ce motive n-a putut să scrie cu însuși mâna lui multe epistole. A avut secretari care au notat ceea ce el spunea, de exemplu în Roman 16, zice la versetul 22: vă trimit sănătate în Domnul, eu Terțiu, care am scris epistola aceasta. Iată că din mâinile lui Terțiu a fost scrisă în original epistola către Romani. Pavel obișnuia spre finalul epistolor să noteze și el, așa cum zice în 2 Tesaloniceni capitolul 3, versetul 17: urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Ce ai făcut cu mâinile tale în lucrarea Domnului? Amintiți-vă de Marta și Maria. Una a slujit, cealaltă a venit, a lucrat și ea. Este prezentată încă o femeie acolo în Evanghelie, care a făcut și ea și altele încă în Luca 8, care l-ajutau cu ce aveau. Ce faci? Uneori mă întreb pe câte un frate dacă este dispus să scrie, de exemplu, pentru revistă și mă aud pe câte unii spunând: mie așa mi-este silă, sau câte unul spune pe de-a dreptul, mie mi-e lene să scriu. Uneori suntem leneși în lucrarea Domnului și n-avem suficient de pasiune să ne punem mâinile la treabă. Acum, pentru cei tineri este mai ușor, tastează imediat la computer, scrisul rămâne, corecturile se fac mai ușor. Am spus uneori la cei la care le este lene să scrie: bine, să vorbești lene? Vorbește și pune să te înregistreze și poate găsim pe unul cu mâini mai harnici și o să scrie. Să nu ne obosească mâinile și să aibă o răsplată la vremea potrivită. Să faci ceva pentru Domnul, pentru lucrarea Lui. Domnul să ne ajute. Trecem la o altă funcție a mâinilor. Mâini care mângâie, care știu să îmbrățișeze. Uneori este nevoie să mângâie nu doar cu cuvintele, mult special poate pe un copil. Să le îmbrați. Așa, să-i treci mâna peste frunte, peste păr. Cum se obișnuiește să se spună uneori, că unde pune mama mâna nu mai doare sau crește carne. Să mângâie într-un fel sau altul. Spune Scriptura în Evanghelia după Luca, capitolul 15, despre tatăl fiului risipitor, că atunci când acest răzvrătit și nepriceput s-a întors acasă, tatăl său i s-a făcut milă de el, a lergat și a pus picioarele în funcție și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Evident că asta presupune îmbrățișare. Chiar când dăm o mână cu cineva, uneori mai primim sesizări: frate, nici măcar n-a dat mâna cu mine, nu m-a băgat în seamă. Cât face să întinzi o mână? Sau în familie? E chiar atât de greu uneori să-ți îmbrățișezi soția sau să întinzi o mână cu tandrețe, cu iubire? Mâinile au și funcția aceasta. Femeia din Cântarea Cântărilor a zis de două ori, așa este scris, să își întindă mâna stângă sub capul meu, să mă îmbrățișeze cu dreapta lui, Cântarea Cântărilor 2:6. Uneori întâlnim expresii de genul a unor oameni care spun: eu sunt mai rece, așa, mai sobru. Se vede și pe mâini cât e de sobru cineva sau de cald, în felul în care își folosește mâinile. Uneori mai degrabă le-am putea folosi să amenințăm, poate, sau să gesticulăm. E mai ușor să îmbrățișezi decât să gesticulezi, să te sfermi până să transpiri, poate, sub presiunea nervilor. Este un impuls dat dinăuntru. Dumnezeu să ne cerceteze și în privința aceasta. Avem ce să facem cu mâinile noastre. În al șaselea rând, și ultimul, există mâini care țin un toiag, fapt evident în mod special în Vechiul Testament, poate toiagul lui Aaron și toiagul lui Moise sunt cele mai demne de apreciat și de notat. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Moise, i-a zis, citesc din cartea Exod, capitolul 4, versetul 17: ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Și mâna lui a ținut o botă care presupunea o autoritate dumnezeiască. Și peste tot, încoace și încolo, în fața lui Faraon, el mergea cu toiagul. Spune Scriptura, de exemplu, în 7:19, Domnul a zis lui Moise: spune lui Aaron, ia toiagul și întindeți mâna peste apele egiptenilor, așa, cu toiagul. Sau în aceeași carte, capitolul 17, cu ocazia bătăliei împotriva lui Amalec, scrie aici, la versetul 9: atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Că doar să stai cu mâinile în sus reziști? Mai mult, dacă n-ai avea nimic în ele, dar Moise trebuia să stea cu un toiag în mâini. Asta era ceva mai greu. De aceea a trebuit să fie sprijinit de Aaron și de Hur. Dar oricum, aceste aspecte sunt mai evidente în Vechiul Testament. Ceea ce rămâne și în Noul Testament este puterea care se transferă prin punerea mâinilor peste lucrători sau peste bolnavi. Mâinile acestea pot fi folosite de Dumnezeu într-un transfer de putere, în conferirea unei autorități.
Tot despre Moise este scris în cartea Numeri, capitolul 27, versetul 18, că își pusese mâinile peste Iosua și venise peste el puterea lui Dumnezeu. Dar eu citesc din Noul Testament, că este mai aproape de realitatea noastră, cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13. Un moment special din biserica din Antiohia, după ce Dumnezeu a format acolo câțiva învățători și profeți, a venit vremea ca Barnaba și Saul să plece în lucrarea misionară. Dar iată ce au făcut frații mai înainte, versetul 4. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Este foarte important să fie mâna unui credincios, căci în el poate fi Duhul lui Dumnezeu și o atingere poate să fie benefică. Dar, de asemenea, este important să nu ne punem mâinile cu grabă și să fim atenți cine își pune mâinile, că pot să fie și efecte și stări neplăcute. Aș mai anexa doar că există situații în care mâinile acestea, în mod special în situații de robie, sunt puse să muncească munci grele, muncă sâlnică, muncă fără milă, cum au trebuit să presteze evreii în Egipt, Exodul 1 cu 14. Unii s-au născut robi și au murit robi. De asemenea, există oameni care nu pot munci, fie datorită bolii, fie datorită unei stări de sărăcie extreme. Nu ai ce să muncești și acestea au efecte. Dar să nu uităm, există și vreme de odihnă. Mâinile pot fi încrucișate, există și vreme de somn. Dar în mod special Dumnezeu a rezervat timpul de odihnă, zilor speciale în care oamenii să nu lucreze și le-a dat doar următoarea mențiune, să-și gătească hrana. Zile în care ei, dacă se odihnesc fizic, să muncească spiritual. Că, de exemplu, dacă cineva ține volanul în mână toată ziua, vedeți și oamenii îi dau după o diagramă când să stea, ar fi bine, în afară de timpul de somn, să iau o Biblie în mână. Să iau un creion, să scrie ceva bun. Sau aceleași mâini pot fi folosite, cum spuneam, la un lucru rău. Haideți să ne angajăm de astăzi, să dăm mâinile noastre lui Dumnezeu. Așa cum am auzit despre un om care mergea pe tren și la un moment dat în compartiment cu el, alți trei oameni i-au zis, avem nevoie încă de unul, să putem juca cărți. El prima dată a zis așa, mai sensibil, mulțumesc, nu mă joc, dar nu, este nevoie, ce să nu te joci, drumul e lung. La care el a dat o explicație și a spus, mâinile astea nu mai aparțin, le-am dat lui Dumnezeu. Dar cum nu te poți folosi de ele? Ba da, pot, dar nu-mi permit să ating ceva necurat și să le pun în slujba diavolului. Păziți-vă și mâinile, nu ca ochii, nu ca inima. Că, de exemplu, dacă privești într-un mod necurat, te întinezi. Dar dacă mergând într-un mijloc de transport, ai pus mâna unde o pus și altul, nu mor cu asta, mergi și te speli pe mâini, nu fariseic, ci igienic și nu se întâmplă nimic. Dar, totuși, atenție, ce lucrăm cu mâinile noastre. Să ne ajute Domnul să lucrăm la ceva bun. Și într-o a doua parte, mult mai scurtă, vreau să observăm legătura dintre spirit și mâini. Gândindu-ne mai întâi și observând din Scripturi, ce spune Biblia despre mâna Domnului? Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui. El este de o dimensiune net superioară. Scriptura îl prezintă ca un Dumnezeu creator, care, așa cum este văzut în cartea profetului Isaia, îți vine să zici că a modelat pământul cu mâinile. Iată ce scrie în Isaia 40, versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna Lui? Cine a măsurat cerurile cu palma? Și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Adică, pentru înțelesul nostru, nu știu cum a fost la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut niște calcule tehnice și a luat și a măsurat cum mai lucra cineva într-un laborator. Și apoi, cel mai frumos lucru ce a ieșit din mâini, ceva după chipul și asemănarea sa, că doar el este mai frumos decât Universul, le-a plăsmuit pe noi. Ca un olar care își fățuiește și apoi își desăvârșește lutul său. Dumnezeu este stăpân peste Universul întreg. Observați cât a lucrat Dumnezeu în acest univers? Dumnezeu nu-i leneș. Totul este prelucrat de Dumnezeu, este acțiunea mâinilor sale. De asemenea, privind în dreptul oamenilor, Dumnezeu este văzut ca unul care controlează totul. Parcă le potrivește cu mâna, cum scrie în Psalmul 139. Mă înconjor pe dinainte și pe dinapoi și spui mâna peste mine. De aceea spunea Ietro în Exod 18:10, adresându-se lui Moise și celorlalți, mâna lui Dumnezeu v-a izbăvit din mâna egiptenilor, din cuptorul de foc. De aceea, într-un mod figurativ, se spune în Apocalips 11:16 că într-o zi vor striga oși cerești, împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și a Hristosului Său. Sau în cartea Estera, deși nu este pomenit numele Domnului, în scrierea ce avem noi, cât de prezent este mâna Domnului. Nu i-a lăsat să acționeze cu nimic în plus sau în minus, n-au putut să facă decât ceea ce Dumnezeu a vrut. Să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru. Dar mai presus decât a o vedea la lucru,
să cerem ca mâna Domnului să fie peste noi și să ne binecuvinteze. Dacă veți sesiza, toate funcțiile bune ale mâinii derivă din aceleași funcțiuni ale lui Dumnezeu. El își întinde mâna și ne binecuvintează, cum spun uneori frații păstori, în cazul unor căsătorii, de exemplu, Doamne, noi ridicăm mâinile, dar lasă mâna Ta cea bună peste ei. Să cerem ajutorul lui Dumnezeu, așa cum Ezra și cei care erau împreună cu el în revenirea spre Țara Sfântă au zis: n-am cerut împăratului oaste de însoțire. Mi se părea nepotrivit că le spusese încă mâna bună a lui Dumnezeu este peste noi. Ne va binecuvânta, ne va ocroti. Dar în mod special, noi suntem în mâna Lui, așa spunea Domnul Iisus. Eu vă pun în mâna Tatălui și nimeni nu poate să vă atingă, să vă smulgă din mâna Lui. Spunea Abigail către David: sufletul tău este în mănunchiul celor vii la Domnul. Sau citesc din cartea Deuteronom, capitolul 33, unde Moise spunea următoarele cuvinte, dând binecuvântarea seminților lui Israel, versetele 2 la 3. Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, a oștirilor cerești, având la dreapta focul legii, da, El iubește popoarele. Toți sfinții sunt în mâna Ta, zice el adresându-se Domnului. Ei au stătut la picioarele Tale, au primit cuvintele Tale. Trebuie să avem această atitudine, raportându-ne la Dumnezeu, imaginându-ne-L. Doamne, uite, mâna Ta este peste noi. Ne dăruiești ce ne trebuie la nevoie, ne mângăi, ne ocrotești. Noi stăm aici ca la picioarele Tale. Și într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu în noile structuri veșnice, văzându-i cu adevărat mâinile Lui. Evident că în Scriptură se vorbește de mâna Domnului, vorba și de extensia puterii Lui, că îngerii servesc tot lucrării mâinilor Lui. Gândindu-ne în felul acesta și revenind la noi ca oameni, mâna de fapt ce este? Când, de exemplu, se spune, hai să luăm un caz, 2 Samuel capitolul 14. O femeie din Tecoa s-a dus la David să pună o vorbă bună pentru întoarcerea lui Absalom, care fugise după ce dăduse poruncă să fie omorât fratele său Amnon. Și zice aici în versetul 19, împăratul a zis femeii: oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta? Dar mâna lui Ioab nu era acolo. Femeia n-avea mâna lui Ioab în geanta ei. Dar toată acțiunea era gândită de Ioab. Că de fapt mâna n-are un centru de comandă în număr sau la cot. Mâna are un centru de comandă în minte. Și Ioab, ce n-a putut să facă cu mâna lui, a vorbit și a făcut prin mâna altcuiva. Dumnezeu ne dă autoritate, ne dă înțelepciune să ne folosim mâinile atât la propriu cât și la figurat, că mâinile trebuie să fie sub controlul Spiritului. Iată cum scrie în cartea profetului Ieremia, capitolul 27. Citez aici de la versetul 5, unde Domnul vorbește: eu am făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins, și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâna robului meu Nebucadnețar. Dumnezeu ți-a dat niște lucruri în mâini și asta are de-a face nu doar cu ce lucrează mâna ta efectiv și ce pui pe altul să facă, că ceea ce faci îți este în responsabilitate și vei da socoteală de toate acestea. De exemplu, despre Domnul Iisus se scrie în Isaia 53:10 că lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Dar Domnul a lucrat cât a lucrat cu mâna și a pus mâinile peste bolnavi, a chemat mulțimile la Sine și a întins mâinile pe cruce, dar după ce a ajuns în cer scrie că mâna Domnului era cu apostolii, pentru că totul pornise de la El. Deci să nu ne înșelăm și să procedăm ca Izabela și ca Ahab, să vorbim cu cineva, să facă ei și noi să spunem: eu n-am pus mâna pe el. Dar nu-i mâna ta acolo? Adică ce ar fi vrut să facă mâna ta, dar n-ai avut curajul sau n-ai vrut să fii văzut, n-ai făcut, dar ai lăsat să se facă, e tot mâna ta. Și mâna ta va fi responsabilă și pentru lucrarea aceea. Sau mâna ta va fi responsabilă pentru ce n-ai oprit să se facă. Scrie în Proverbe 31, să-ți deschizi gura pentru cel mut și să intervii, să-ți întinzi mâna, să oprești, să scape cineva pe cel închis din mâinile asupritorului său. De aceea, haideți să vedem asocierea dintre mâna fizică și mâna sufletului. Sau când vezi că lucrează cineva, pune și tu mâna acolo. Îmi place situația din Vechiul Testament când Elisei era pe moarte, mâinile lui slăbiseră, probabil nici picioarele nu-l mai ascultau, și-a chemat pe împărat și a spus: băi, ține tu arcul și trage. Dar împăratul și-a pus mâinile peste mâinile lui. Mâini peste mâini.
Haideți să ne unim mâinile, nu pentru o horă populară, ci pentru o lucrare sfântă. Să dăm, cum se spune, mână la mână. Vedeți, totul pleacă de la spirit. Fie că se execută în mod fizic, direct de mâna noastră, fie că intervin mâinile altora. Așa cum zice Pavel, iată la ce lucrez eu și mă lupt. Și a zis el în 1 Corinteni 15, a lucrat mai mult ca alții. Dar printre altele, cred că a lucrat în mod fizic, a făcut de toate, în plan spiritual și mai mult. Dar a știut să-i mobilizeze și pe alții. A avut echipe de misiuni, a trimis într-o parte sau alta, s-a angajat în multiple funcțiuni. Și închei cu două idei scurte. Așadar, mâinile au nevoie de o stăpânire înțeleaptă. Că poate să fie cineva solid. Știu recent un caz a unuia care fusese bătăuș înainte. Și acum l-au provocat. Zicea el, cred că diavolul a adus foarte mulți oameni firești în jurul lui și așteptau să-l vadă reacționând așa, încordându-se odată. El plecase capul în piept și stătea și în urmă au zis ceilalți, chiar au venit să-l îmbrățișeze doi. Măi, ne-am tot mirat, cum ai putut? Tu care ai fi reacționat ca un arc, ca un glonț, care pleca din țeavă, cum ai stat așa liniștit? Era altă stăpânire, da? De aceea vreau să vă citesc versetul în Isaia 56:2. Ferice de omul care printre altele își stăpânește mâinile ca să nu facă niciun rău. Îți vine să faci. Citeam că un creștin din Noua Zeelandă, un băștinaș de acolo, foarte robust, a fost nedetățit de un european care nu i-a plătit pentru munca lui. Și când l-a prins așa într-o mână și l-a întors, și a zis, vezi, cât ai valora în mâna mea. Dar de la voi, de la europeni, eu am auzit Evanghelia și nu-mi permit nici măcar acum să trosnesc cu tine de scaun. Te așezi liniștit înapoi. Că mâinile noastre trebuie să fie controlate, să nu facă niciun rău. Sau cum spunea recent un frate din Timișoara, el lucra în domeniul juridic, în domeniul dreptului și a avut probleme, fermea comunistă, era să fie închis pentru că s-a băgat să apere pe niște frați. Și acum, după Revoluție, fiind profesor universitar cu un titlu academic mai mare, aceea doamnă, pare mi se judecătoare sau procuroare, s-a dus la el pentru că trebuia să-și ia doctoratul și avea nevoie de el să fie îndrumător. Și în timp ce stătea și îi cerea să o asiste și să o ajute, el a zis, pare mi se că vă cunosc. La care ea încrezătoare, oare de unde? La care el zice, știți, eu sunt pocăitul ăla împuțit pe care l-ați dat afară și l-a spus că l-arestați. Atunci ea s-a șocat. La care el a zis, problema este alta, că sunt tot pocăit și nu o să vă fac nimic. Niciun rău. Și o să mă ajutați? Da, cu toată plăcerea. Pentru că cei credincioși au stăpânire și nu fac rău. În schimb, fac bine. Dar nu vom fi noi motivați într-un mod extraordinar de tot să facem bine. Ne vine uneori să nu mai facem bine. 2 Cronici 15:7. Voi întăriți-vă mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Doamne, întărește-ne mâinile. Să putem face bine. Și în rest, ce nu poate să facă mâna noastră, nu uitați, deasupra este mâna lui Dumnezeu. De aceea, în încheiere, vă citesc ceea ce scrie în Evrei 13, versetele 5 și 6 și luați-le în contextul discuției noastre. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu. Și știi, când strigi să te ajute cineva, ce presupune asta? Să-și întinde mâna. Așa, ca și când Domnul a apucat pe Petru să nu se scufunde. Nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Pot să fie în jur oricâte alte mâini. Noi știm că deasupra este mâna lui Dumnezeu. Să nu uităm să ne lățăm noi mâinile către El și El să-și întinde mâna peste noi în orice vreme. Și în ziua aceea să nu fim osândiți pentru nimic ce am făcut cu mâinile noastre, ba dimpotrivă, să fim răsplătiți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.